Retezatul HAC, câștigător al Ligii a 4 de fotbal Hunedoara, doar a luat o opțiune serioasă pentru promovarea în eșalonul superior. În meciul tur disputat pe teren propriu, hațiganii au învins cu 4-1 campioana județului Caraș-Severin, Magica Balta Caransebeș. Deși au fost conduși cu 1-0, cei de la Retezatul au intrat la cabine cu 2-1 și s-au impus la final la 3 goluri diferență, fiind favoriți clari la promovare. Dan Bona, antrenorul celor de la Hațec, deși regretă golul primit, s-a declarat mulțumit de jocul prestat de băieții săi și este optimist în ceea ce privește promovarea în Liga a 3-a, unde Hațecul ar putea ajunge din nou după 12 ani. A fost o diferență mare între echipe, spun eu, și păcat că nu l-am luat la început, dar băieții au avut forța necesară și sigur ne-a stat să revină și să câștigăm la scor. Noi suntem o echipă care trebuie să pasăm, duce mingea din aproape în aproape. În momentul în care au pus mingea jos și am început să mergem pe departe, fără mingi lungi și fără mingi la bătaie, atunci am și înscris goluri. Deci n-am avut, ne-am spus și o să întoarcem rezultatul, nu facă probleme, să fie calm. Că uneori mai pierdem capul, da. Nu, nici n-au experiență foarte mare la nivel mai sus, dar eu spun că s-a făcut un grup unit, suntem susținuți bine, avem condiții bune și spun că anul ăsta și merităm spre 10. Să sperăm că avantajul o să ajungă, dar trebuie să rămânem cu picioarele pământ, să mergem să jucăm la fel de serios și la Caransebeș, ca să reușim să ceea ce dorește tot orașul anul acesta, să promovăm la divizia C. Noi o să pregătim bine și jocul de acolo, pentru că la fotbal se poate întâmpla orice. Meciul retur al barajului de promovare în Liga 3 de fotbal dintre Magica Balta Caransebeș și Retezatul Hațec se va disputa în Caraș sâmbătă 25 iunie, cu începere de la 17:30.